Mirela, ce ne poți spune despre meciul cu Școala 181 de miercuri? O să fie un meci greu, zic eu, cu jucătoare care ne vor pune probleme, dar sper să nu fie probleme care să nu poată fi rezolvate, să ducem o victorie clară. Crezi că poate fi a treia victorie consecutivă? Clar. Și să rămânem în fruntea clasamentului? Nici nu mă gândesc. Cum vezi meciul? Ne poate pune probleme o echipă? Cum o consideri? Da, este o echipă care ne poate pune probleme. Este o echipă alcătuită din fete care sunt ambițioase, bătăioase, care o să țină mult de minge și care nu se vor da înlături de la muncă și de la bătaie. Cum te-ai integrat aici la noi, la Buzău? Cum ai fost primită de colegi? Am fost primită foarte bine de fete, și de doamna profesor și de doamna președinte. M-am integrat foarte bine, fetele m-au ajutat foarte mult și cu ajutorul lor eu zic că am reușit să mă integrez foarte repede și cât mai bine, să formăm un grup unit.